Reprezentanții Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație au anunțat că în perioada următoare va fi demarată acțiunea de strângere de semnături în vederea declanșării grevei de avertisment și a grevei generale pe termen nelimitat după data de 20 ianuarie anului viitor. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a transmis guvernului nemulțumirile și neregulile care macină administrația publică locală, precum și revendicările pe care le are, a căror nerezolvare va duce la declanșarea unei greve generale după data de 20 ianuarie anul viitor. Potrivit unui comunicat de presă remis marți și citat de Ager Press, în cadrul unei ședințe care a avut loc la Cluj, s-a stabilit că se dorește revenirea de la 1 ianuarie 2011 la veniturile salariale de la 31 decembrie 2009, precum și păstrarea celui de-al 13-lea salariu și a primei de vacanță. Am înțeles că este o decizie cel puțin al Federației Naționale din Administrația Publică. Deși au avut un congres și alegeri săptămâna cea trecut, iar la acel congres probabil s-a hotărât strângerea de semnături pentru a se iniția o grevă generală. După părerea mea, sincer, nu cred că anul acesta va avea loc o grevă generală, înclin să cred că o grevă generală, se poate discuta despre o grevă generală la nivel național și nu numai în sectorul funcționarilor publici în luna ianuarie. Problemele pe care sindicaliștii din România le întâmpină în relația cu guvernul de la București au ajuns și la urechile oficialilor europeni. La sfârșitul lunii septembrie, sindicaliștii români au înaintat un memoriu întocmit de către reprezentanții Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Reacția nu s-a lăsat prea mult așteptată, iar acum sindicaliștii se pregătesc să-și spună păsul în plenul Parlamentului European la începutul anului viitor. Este o reacție normală din partea unor cetățeni care într-adevăr sunt europeni, iar în continuare așteptăm să primim verdele pentru a ne prezenta în plenul Parlamentului European situațiile care se creează în România pe zi ce trece de constrângere și de eliminare a forței sindicale. Și aici vorbim despre o forță civilizată, nu o forță de luptă și, Doamne ferește, cu victime. Dar ceea ce se întâmplă în acest moment în România este deja devine foarte periculos și nu cred că Uniunea Europeană o să stea foarte mult pe gânduri și o să accepte până la urmă un astfel de comportament din partea guvernului României față de cetățenii României, față de membrii de sindicat. Când veți fi prezenți în Parlamentul European? Practic, domnul președinte al Uniunii Europene ne-a rugat, adică a rugat reprezentanții celor 5 confederații să facă un material mai amplu, iar în momentul când acest material va fi terminat, probabil se va face invitația de către dânsul în plenul Parlamentului, dar eu cred că numai în ianuarie, pentru că și dânsii de curând o să intre în vacanță.